Piața Unirii, Piața Operei și Piața Libertății vor fi puncte fierbinți pe harta Timișoarei. Mai multe scene, o macara și alte amplasamente sau dispozitive vor apărea în zonă, butaforie și producție tehnică pentru a întregi spectacolele de deschidere din 17 februarie. S-a dezvoltat un plan de măsuri care include închiderea temporară a străzilor care duc spre Piața Unirii, astfel încât publicul care vine în piață să aibă loc și să poată intra și, în caz de urgență, să putem deflui piața în cel mai scurt timp. Vom acționa în punctele principale, cu structura antiteroristă și de acțiuni speciale din cadrul inspectoratului nostru de jandarmi, sprijiniți de colegii de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Timișoara și de celelalte forțe cu care cooperăm. În Piața Unirii va exista o platformă specială pentru persoanele cu dizabilități, iar în Piața Libertății și în Piața Operei vor fi ecrane de mari dimensiuni de unde se vor putea urmări concertele. Terasele vor fi desfințate temporar, iar unele străzi se vor închide și accesul în Piața Unirii ar putea fi restricționat în cazul în care capacitatea pieței va fi depășită. Voluntarii vor împărți ceai și vor oferi informații trecătorilor. Ajutoarele vin de pretutindeni. 1300 de persoane s-au înscris în programul de voluntariat, români din toată țara, dar și japonezi și sârbi. Vor fi 200 de voluntari alături de 40 de coordonatori de echipă de voluntari. Ei vor fi îmbrăcați în galben, vor fi foarte vizibili în piață și ne vor ajuta ca și suport la toate activitățile din piață. Acces exterior, acces interior, dirijare și fluidizare de trafic. 100 de oficiali de rang înalt din 41 de țări de pe 3 continente vor fi prezenți la Timișoara în weekendul deschiderii anului capitalei, iar în piețe autoritățile au estimat participarea 15-16 mii de oameni. TVR este partener oficial al evenimentului. Toate spectacolele vor fi în direct la TVR1, TVR2, TVR Info și TVR Cultural.